the emergency exit. Please return to your vehicle and move it as soon as Right. It's there for him. And a goal! That's his brace. They just can't keep him quiet. De câteva generații, cea mai celebră franciză de jocuri de fotbal FIFA poate fi descrisă cu aceeași frază an de an. More of the same. FIFA 21, FIFA 20, FIFA 19 și FIFA 18 au fost extrem de similare la nivel de gameplay și noutățile aduse în modurile de joc s-au limitat în mare parte asupra Ultimate Team, un mod de joc de care eu nu m-am mai atins în ultimii 2 ani aproape deloc. În urmă cu câteva luni însă am primit o invitație din partea celor de la ei în closed beta-ul pentru FIFA 22, pe care l-am jucat timp de aproape 3 săptămâni și care mi-a oferit speranțe noi pentru jocul din acest an. Într-adevăr, în beta FIFA 22 părea mai real ca niciodată, cu un control al balonului mult mai apropiat de cel pe care îl vezi în weekenduri, la televizor sau pe stadion, un stil de joc care nu se baza exclusiv pe cât de repede poate să alerge băiatul ăsta și per total o senzație de nou, de diferit, pe care nu am mai experimentat-o de ceva timp. Însă poate fi considerat ceva nou și ceva mai bun decât ce am văzut în anii anteriori? Ei bine, după aproximativ 60 de ore în diferitele moduri de joc din cel mai nou simulator de fotbal semnat de ei, cred că mi-am făcut o părere finală cu privire la acest lucru. Eu sunt Andrei, tu ești la Connect și hai să vedem dacă FIFA 22 este un upgrade și mai ales dacă trebuie să-i pui la colțul rușinii pe oamenii care aleg să joace cu PSG. Spoiler alert, trebuie. Cea mai mare noutate din FIFA 22 reprezintă tehnologia HyperMotion, care are rolul de a face ca meciurile să se simtă mai realist, îmbunătățind contactele jucătorilor cu mingea, adăugând un plus de naturalețe în mișcările lor și în felul în care se deplasează atât fără balon, cât și cu acesta la picior. Practic, EA a pus pe 22 de jucători costume mocap pentru a le înregistra fiecare mișcare din timpul unui meci, și a transpus aceste mișcări în joc. Dincolo de termenii foarte pompoși pe care i-a folosit ei când a anunțat introducerea acestei tehnologii, mă refer aici la descrieri precum True Ball Physics sau Explosive Sprint, FIFA 22 este într-adevăr o îmbunătățire la nivel de gameplay și încă una vizibilă față de predecesorii săi. Din fericire, modificările pe care le-am remarcat în closed beta s-au păstrat și în gameplay-ul de la lansare, iar tactica în FIFA 22 nu se mai limitează la dăi lungă și fugi sau la fă o -fentă în care o și fines la lung. Sigur, zigalele astea încă se aplică în unele cazuri, dar mult mai rar decât înainte, ceea ce e o gură de aer proaspăt. Construcția este esențială în jocul din acest an, iar felul în care vezi pasele și eventuale culoare pentru mingi lungi e mai important ca niciodată. Jucătorii cu o statistică bună pe passing sunt astfel în sfârșit utili și nu mai sunt aruncați în groapa de gunoi proverbială pentru că au 65 la viteză. În plus, dacă ai mingea, vei și dictat tempoul jocului în mare parte, nu mai ești forțat să joci foarte repede ca în anii anteriori, unde jucătorii adversi păreau să te sufoce la aproape fiecare atingere de minge. Sigur, în continuare vei da, mai ales în online, de jucători care aplică tactica high pressing, dar de data asta s-ar putea să fie și penalizați mult mai repede pentru asta. Foarte important, genul ăsta de tactică nu va funcționa tot jocul, pentru că, la fel ca în realitate, un astfel de joc îți va obosi echipa foarte rapid. Apărarea e din nou esențială dacă vrei să ai succes în FIFA 22, pentru că vei avea și meciuri, mai ales în Ultimate timp, în care oponentul tău va avea mingea datorită unor jucători mai buni și va încerca foarte des să te dribleze. Mă refer aici la genul de oameni care au o echipă cu Ronaldo, Messi și vreo două legende în a treia zi de la lansare. Astfel, este important să știi să blochezi astfel de fotbaliști și să ai fundași masiv dar care au și ceva viteză. Din fericire, ei a adăugat anul acesta mai mult pace pentru o groază de fundaș central, precum Rudiger, Tomori, De Ligt și mulți alții care au peste 70 la acest capitol. Ca în orice FIFA până acum, e important să știi să faci un standing tackle și dacă preferi alunecarea noastră cea de toate zilele, să știi când să ți alegi momentul pentru ea. În fine, portarii. Probabil că ai mai auzit deja sau ai văzut cu ochii tăi cât de buni sunt în jocul din acest an comparativ cu titlurile anterioare. Sigur, mai gafează din când în când, până la urmă e vorba de un joc chiar dacă se întâmplă când îți e lumea mai dragă. Dar în majoritatea timpului se descurcă extraordinar, mai ales portarii foarte buni, care pot scoate niște mingi aparent imposibile. Unii ar spune că sunt un pic prea buni și într-adevăr, vei avea multe meciuri în care te vei simți frustrat pur și simplu de cât de multe parade poate să reușească Ioris sau Alison. însă e valabil și reversul medaliei în care vei fi salvat uneori chiar tu de parade incredibile ale portarului tău. Deci, în termeni de gameplay avem un mare plus față de FIFA 21. Aceasta din urmă fiind un joc în care nici măcar obișnuita carieră pe care o fac în fiecare FIFA, un road to glory, în care încerc să duc o echipă din ultimele ligi ale Germaniei sau Angliei până pe culmile glorii, nu m-a mai atras și nu am dus-o la bun sfârșit din cauza gameplay-ului care uneori te scotea pur și simplu din minți. Revin însă la carier mod puțin mai încolo pentru că aș vrea să-ți spun întâi câteva cuvinte despre Ultimate Team. Modul pentru care își dă cel mai mare interes și care aduce mai mulți bani decât orice alt mod de joc din orice alt joc din lume. În mod normal, timpul meu petrecut în FIFA an de an este cam 70% career mode, 25% ultimate team și 5% volta și kick-off. Anul trecut raportul a fost mult mai disproporționat de atât. Petrecându-mi aproape tot timpul în carier mode și jucând Ultimate Team în mod activ doar pentru vreo două săptămâni imediat după lansare, ulterior intrând când și când în acest mod de joc. Care a fost motivul? Ei bine, e destul de simplu. Ei a introdus anul trecut atât de multe promoții și jucători noi în primele două luni, încât Ultimate Team a ajuns la saturație pentru mine aproape imediat. Mai mult, faptul că gameplay-ul favoriza mulți dintre acești jucători noi pe care dacă nu-i avea urma să suferi, a făcut ca echipa mea și a multor altor persoane să devină un fel de avântul bursană, deși aveam un rating decent pentru începutul jocului, pe undeva pe la 85-86 dacă va fi la fel și anul acesta în privința promoțiilor și jucătorilor introduși de ei. Sper să nu, deși mi-e teamă că nu va exista săptămână fără jucători speciali în pachete pentru a încuraja cumpărarea de FIFA Points. Iar la aproximativ o lună de la lansare am avut deja vreo 3 promoții diferite. Să vorbim însă de părțile pozitive ale Ultimate Team, pentru că da, există și așa ceva contrar a ceea ce ai crede. Ai același moduri single player și multiplayer, squad battles și division rivals, la care se adaugă friendlies, acum și cu posibilitatea de a juca cu prietenii atunci când vin în vizită. Întregul concept de weekend league pare să fie și el mai uman, fiind necesar acum doar 20 de meciuri, nu 30, astfel că îți poți distruge nervi într-o singură zi de weekend, nu în ambele. Ei face o treabă bună anul acesta an în a-ți oferi mai mulți jucători buni pe poziții diferite. Nu ești limitat la aceiași son sau mane pe stânga, spre exemplu. Jucătorii cu ratinguri mai mici se simt și ei destul de bine și pot face față unor meciuri dificile. Spre exemplu, am reușit să înving o echipă cu Neymar, Mbappé și Messi în atac, cu un trio format din Rebici, Moiskin și Lozano. Rezultatul final depinde mult de tactica și stilul de joc pe care îl aplici. Nu mai acel sentiment de scripting în care pare că jocul în sine este împotriva ta pe care îl simțeam în anii anteriori. Din nu pot să spun nici anul acesta că ai putea să concurezi cu cei mai buni fără să investești sute de euro în joc. Diviziile superioare și noua Elite Division introdus în acest an sunt în continuare blocate în spatele unor sume enorme pe care trebuie să le plătești pe pachete, în speranța că îți vor pica fotbaliștii pe care îi vrei și de care ai nevoie pentru a te lupta cu cei mai buni jucători de FIFA. Nu neapărat de la egal la egal, dar măcar cât să ai o șansă. Cea mai mare noutate din FIFA 22 vine, surprinzător, în career mode unde poți crea acum propriul club cu care poți pleca aproape de la zero sau ca un club mare al Europei, deja stabil din punct de vedere financiar și nu numai. Practic, poți avea o echipă formată din jucători de nivel Sunday League sau una cu cele mai mari nume fictive ale Europei. Jucătorii sunt generați și poți alege alături de nivelul de stele al echipei și vârsta generală a acestea. Fie o combinație între veterani și tineri promițători, fie o echipă plină de tineri promițători, una de veterani sau de jucători aflați în cel mai bun moment al carierei lor. Îți vei crea și propriul echipament, iar aici e amuzant fiindcă poți chiar să fii sponsorizat de Nike pentru echipamentul de acasă și de Adidas pentru cel din deplasare. Ai câteva opțiuni de personalizare și în ceea ce privește stadionul, nu la fel de multe ca pentru cel din Ultimate Team, însă suficiente. Este modul de joc pe care l-așteptam cel mai mult și pe care l-am jucat ore bune în closed bed și de asemenea cel pe care probabil nu voi petrece marea majoritatea timpului în FIFA 22. Faptul că îți poți crea propria provocare atât de ușor, că poți încerca să devii unul dintre granzii Europei din nimic sau că te poți lupta pentru cele mai mari trofee din primul sezon cu o echipă creată de tine, este probabil cel mai atractiv element al jocului din acest an pentru mine și sper că acest mod să rămână un staple pentru seria celor de la ei. Câteva cuvinte și despre gameplay. Există în continuare o discrepanță între gameplay-ul din Career Mode și Ultimate Team, în sensul în care cel din carieră este puțin mai lent, dar de data asta diferența este mai puțin sesizabilă, datorită faptului că și Altimei timp și a pierdut din viteză. Problema mea este însă cu calitatea adversarilor, o problemă care persistă de 3 ani, anume faptul că diferența dintre modurile de dificultate este uriașă. Ce vreau să spun e că poți juca pe World Class și să câștigi cu 4 sau 5-0 fără emoții meci de meci, însă odată ce treci nivelul AI-ului pe Legendary, vei juca aproape fiecare partidă cu o încarnare Barcelonei 2009-2015. Nu contează că joci cu Bristol Rover sau cu Manchester City. Toți jucătorii vor fi Kevin De Bruyne la nivel de pase și cu atunci când trebuie să finalizeze. Din fericire, lucrul acesta se poate rezolva cu slidere și îți recomand să încerci două sau trei meciuri la început pentru a vedea cum te descurci și cât de realist se pare stilul de joc al adversarului și să ajustezi de acolo sliderele. Volta este acel mod pe care îl redescoperi de fiecare dată când vine cineva la tine și persoana aia fie nu prea se pricepe la FIFA, fie să aplici și de modurile clasice de joc. Iar în FIFA 22 a primit și el câteva modificări. Ei a scos de tot poveste din acest mod și a introdus superputeri. Da? Ai auzit bine. Superputeri. Mai nou poți alege să tragi din orice poziție un șut aproape imparabil, să dezvolți o viteză asemănătoare cu a unei mașini sau să fii un adevărat tank de care nu poate trece nimeni. O să fiu sincer, nu-mi place deloc schimbarea asta. Înțeleg că Volta nu a fost niciodată un mod foarte popular și ei simte nevoia de a adăuga ceva, de a încerca lucruri noi pentru a-l face să pară mai atractiv pentru masele generale. Pentru că, să fim sinceri, jucătorii de Ultimate Team nu se vor atinge de mai mult de două ori pe an de volta. Însă nu cred că să transform unul dintre cele mai fan moduri de joc din FIFA într-un fel de Super Mario Strikers cu grafică realistă e o soluție. Sincer, aș prefera ca ei să-și separe complet divizia care se ocupă de volta și să lucreze mai degrabă la dezvoltarea unui nou FIFA Street, care poate fi integrat fie ca standalone, fie ca DLC la FIFA. Și Pro Clubs a primit niște upgrade-uri, în sensul în care acum poți oferi mai multă personalitate echipei pe care o creezi alături de prietenii tăi și puteți să vă personalizați stadionul, suprafața pe care jucați, cântecul care se va auzi la gol și multe altele, similar cu ceea ce poți face și pentru stadionul din Ultimate Team. Există și un sistem de perks nou pe care însă mărturisesc că nu l-am încercat pentru că nu sunt unul din fanii răiți ai Pro Clubs. Știu însă cât de iubit este acest mod de joc în comunitatea FIFA și cât de mult le-au fost cerute niște update-uri celor de la ei în ultimii ani. Din punct de vedere grafic, FIFA 22 arată la fel ca FIFA 21, cu mici upgrade-uri pentru unii jucători și noi fețe pentru cei care au avut privilegiul de a sta la măsurătorile celor de la ei. Animațiile sunt însă mai naturale, iar mișcarea balonului, cum spuneam anterior, este și ea mai apropiată de ceea ce vezi la televizor. Mulțimile din tribune nu au primit nici cele modificări foarte mari, cu excepția upgrade-urilor Next Gen, care au fost făcute practic de la jumătatea lui FIFA 21 și care se regăsesc și în jocul de anul acesta. Ai reacții mai nebunești la goluri, mai ales atunci când se întâmplă în ultimele minute, și animațiile care arată pe jucător prăbușindu-se pe gazon atunci când primesc un astfel de gol se întorc și ele. Am avut parte și de mici glitch și un bug care apare în unele meciuri, în care jucătorii care se află pe partea apropiată a terenului au parte de un pic de flickering, un lucru destul de supărător, dar care din fericire nu s-a petrecut foarte des. Cel cel mai consistent lucru din FIFA rămâne însă soundtrack-ul, care, la fel ca în fiecare an, e plin de piese excelente și melodii pe care o să ajungi să le fredunezi în cele mai rândă momente. Eu și acum pățesc asta cu unele din jocurile anterioare. FIFA 22 este în sfârșit un pas înainte pentru ei și pentru cea mai populară serie de jocuri din lumea sportului. Vine cu o noutate uriașă în career mode care are potențialul de a te ține lipit de joc luni bune, cu un gameplay mai lent ca în anii trecuți și mai realist ca niciodată și cu câteva update-uri minore pentru alte moduri care însă pot face mai mult rău decât bine, cum e în cazul Volta. Cu toate acestea mărturisesc că îmi face plăcere să joc FIFA 22 și nu am mai spus asta de vreo 3 ani, deci în mod clar ei a făcut un progres important. Tot ce sper este ca, în lipsa unui rival de calitate, pentru că, să fim sinceri, fotbal, fostul PES a devenit unul dintre cele mai proaste titluri din istoria gamingului. Compania mama a FIFA să nu considere că oricum fanii sportului regen o altă variantă și să facă din următoarea titluri o ciorbăre încălzită, ca să folosesc una dintre vorbele favorite ale colegului meu Claudiu. Dar gata, am vorbit destul. Așa că dacă ai jucat FIFA 22 până acum sau plănești să o faci, scrie mai jos în comentarii ce părere ai despre joc. Also, o să-ți las aici și gamer tag-ul meu în caz că vrei să dăm un meci la un moment dat și să vezi dacă am habar totuși despre ceea ce am vorbit aici. Xbox Only până când li se face milă celor de la ei și introduc și ei crossplay. Nu uita să lași un like acestui video dacă ți-a plăcut și ne ajută și un share și un subscribe. Poți intra și pe connect.ro ca să citești mai multe review și știri din lumea Până data viitoare, eu am fost Andrei, tu ai fost la Connect. stay safe și baftă la Weekend League!